Proiectul este realizat de Asociația Pasionaților de Transport Public Tranclub, în parteneriat cu FabLab Iași, compania de transport public Iași, cu sprijinul Universității Naționale de Arte George Enescu Iași. Este o compoziție de tip Super Graphics, lucrată manual, cu ajutorul studenților implicați voluntari de la specializarea design a Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași, care timp de 2 săptămâni, alături de mine în depou, am pus în aplicare grafica realizată de fratele meu, Tiberiu Teodor Stanciu, în alte 2 săptămâni. Deci, în ansamblu, o lună de zile de muncă pentru finalizarea acestui proiect unicat, un proiect la lansarea căruia am invitat comunitatea de coworking din Iași pentru a ne fi alături și pentru a personaliza deopotrivă tramvaiul prin mesaje, prin motouri tematice, direct cu markerul pe caroseria tramvaiului. E destul de fancy și destul de out of the box. E al generației noastre mai tineri, da. La 2 ani și jumătate de la lansare, tramvaiul Coworking este cel de-al 11-lea mijloc de transport public personalizat tematic în cadrul proiectului cultural Iași, orașul tramvaielor pictate, și a avut parte de un update estetic. Tramvaiul Coworking 2.0 readuce în prim plan conceptul Coworking printr-o compoziție geometrică supradimensionată, ce face trimitere la extinderea mișcării prin înființarea de noi centre atât în Iași, cât și la nivel național. Un tramvai în care te conectezi cu ceilalți călători, te conectezi chiar și cu cărțile atunci când călătorești și care te inspiră să colaborezi cu cei din jurul tău și să te implici, astfel încât să faci din Iași un oraș mai bun. Ne-am dorit ca acest tramvai să le poată servi inclusiv ca spațiu de lucru, ca spațiu de coworking, având prize, având internet, după cum vedeți și cusăturile de la tapiseria de la scaune sunt făcute în simbolurile FabLab, astfel încât de fapt să-i potențăm să-și desfășoare afacerile aici în Iași. Prietenii proiectului au scris mesaje de susținere pe tramvai, încrezători în povestea lor de succes. Pentru unii, visul poate deveni realitate. Urci simplu călător și cobori antreprenor.